Încă o palmă pentru supraviețuitorii și rudele celor care și-au pierdut viața în clubul Colectiv. După 9 ani, dosarul Colectiv 2 a fost clasat. Este cel în care au fost reclamate condițiile din spitale, dar și modul în care s-a făcut transferul pacienților în afara țării. Practic, ministrul sănătății de atunci, Nicolae Bănicioiu, și managerii de spital care nu au trimis răniții la timp în spitale, care ar fi putut să-i salveze, scapă de toate acuzațiile. Revoltate, rudele victimelor sunt hotărâte să-și ceară dreptatea la CEDO. Denisa, cu colega mea, ne explică acum această decizie a instanței. Denisa, bună ziua! De ce s-a decis clasarea acestui dosar? Bun găsit tuturor! Procurorii au invocat în ordonanța de clasare a dosarului Colectiv 2 că faptele de abuz și neglijență în serviciu nu sunt prevăzute de legea penală. Concret, în acea perioadă, mai exact în anul 2015, autoritățile din România nu ar fi fost obligate de nicio lege să asigure transferul pacienților cu arsuri grave la spitale din străinătate, indiferent de condiții. De asemenea, mai precizează procurorii Parchetului General în această ordonanță de clasare că mecanismul european de protecție civilă nu ar fi putut să ofere altceva față de România pentru supraviețuitorii incendiului de la Colectiv, care au murit din cauza infecțiilor din spitale ulterior. Rudele victimelor nu sunt de acord cu argumentele aduse de procurori în această ordonanță de clasare și au primit vestea cu dezamăgire. De asemenea, aceștia consideră că nu s-au făcut eforturile necesare pentru ca victimele să fie tratate sau să fie transferate într-un timp util la unități medicale din străinătate pentru a primi îngrijiri de specialitate, întrucât în țara noastră nu existau condițiile necesare. Aceștia spun că mai au o fărâmă de speranță și iau în calcul să apeleze inclusiv la CEDO. 65 de persoane au murit în urma incendiului care a avut loc la clubul Colectiv acum aproape 9 ani în urmă. Denisa, mulțumim pentru aceste date. Mergem mai departe. Afli oriunde ai fi în timp real, Observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.